Bună ziua! Bine ai venit în bucătăria mea, mă numesc Rodica și astăzi îți propun ca să gătim conopidă gratinată. Dar așa cum fac eu de obicei, să fie mult mai sănătoasă. Pentru asta am pregătit, am fiert 5 minute în 5 minute după ce a început apa să fiarbă, am fiert bucățelele de conopidă. Dar pentru bucățelele astea, cred că a fost o conopidă cam de 600 de grame. Bucățelele, numai după ce am luat frunzele și restul, au rămas la 400 și ceva de grame. Am aici niște căței de usturoi. Dacă îți place cu usturoi, poți să pui, dacă nu, nu. Am niște bulgărași de brânză cu 3% grăsime. Smântână cu 12% grăsime și cașcaval cu 50% mai puțină grăsime. Pentru asta am pregătit un vas de iena. Nu este foarte mare. Nu știu cât are, dar asta cred că e pentru 4 porții. Așez acum în vasul de iena, așa cum pot. Dacă sunt prea mari buchețelele de conopidă, le mai poți rupe un pic. Dacă nu, le poți lăsa așa. Mie cam nu așa ne plac, mai mari să simțim gustul. Dar când am uitat să-ți spun, când am fiert conopida, 5 minute, am pus niște sare ca să fiarbă cu sare. Uite, buchețelele. După care, după 5 minute, am pus-o în chiuvetă și am dat drumul la apă rece peste ea. Și am lăsat-o să stea vreo 5 minute în apă rece ca să opresc fierberea. Iena este rece. Dacă ai alte vase de gătit, poți să le folosești în cuptorul preîncălzit. Dacă nu, trebuie neapărat să punem când este cuptorul rece, vasul rece, ca să nu crape nimic. Am așezat aici bucățelele. Dacă vrei să le rup mai mici, așa cum am spus, le rupi. Eu le pun aici, așa. Pentru că am pus sare când au fiert, mai pun un pic. Încă un pic. Un praf de sare, n-am pus mult, dar acum vreau să pun un pic de ulei. Nu mult. Să văd cum pot să pun pe margine. Dacă vrei să pui înainte să aranjezi buchețelele de conopidă, este în regulă. Am pus un pic acolo. Nu vreau să folosesc mult ulei pentru că vreau să gătesc cât mai sănătos. Am pus uleiul. Am pus sare. Am aranjat buchețelele. Pun acum usturoiul. Eu l-am tăiat. Am avut niște căței mici de usturoi. Nu au fost mari. După cum se vede, nu sunt mari. Pun în vas ca să dea gust. Oricum usturoiul, la usturoi dispare gustul în momentul în care îl punem la cuptor. Așa, acum am niște pătrunjel verde, îl pun pe aici. N-am avut mult, restul e la congelator și n-am mai scos de acolo. Îl aranjăm. Asta e codiță de la pătrunjel, ca să dea gust bun. O pun și pe ea aici. Așa, acum ar trebui cam în jur de 100 de grame de smântână să punem. Dar eu pun așa peste. Este 12% grăsime și așa cum am spus, eu vreau să gătesc cât mai sănătos.
pentru cei care nu pot să mănânce gras, și pentru copii este mai bine să nu mănânce mult gras. Pentru cine poate și nu are probleme, este altceva. Dacă vrei 100 de grame să pui, poți să pui de smântână. Eu nu știu cât mi-am pus aici. Trebuie să punem brânză. Pui brânze, brânzeturi de care ai. Eu pun brânza asta de bulgăraș. Brânza este sănătoasă, dar totul este să mâncăm cu limită. Și asta are 3% grăsime. Este bună, dar așa, nu mai pun. Acum vreau să pun. Am usturoi, granule de usturoi. Uite. Și le pun pe lângă usturoiul respectiv. Presar peste. Se vede treaba că s-au cam uscat. Așa. Și mai pun un strop de piper măcinat. Acum, cașcaval ras, sau dacă găsești gata ras, îl cumperi așa. În jur de 200 de grame, tot așa poți să... Pentru fiert conopida, poți să pui 2 litri de apă. Speli conopida foarte bine. Și o pui în apă în momentul în care clocotește apa. Așa, mai pun un strop. Mut toate astea de aici, pentru că trebuie să pun la aici. Am dulceață de lămâi și asta este foarte bună. Am un filmuleț acolo și rezistă foarte bine. Când ai musafir, poți să le dai. Acum o să pun pauză. Pun conopida, vasul de iena, îl pun la 190 de grade în cuptor și am să o las acolo pentru vreo 20 de minute. În mod normal, asta este gata când s-a topit cașcavalul și a luat așa o culoare frumoasă, aurie. Dar ne uităm, după 20 de minute mă uit și eu să văd cum arată. Așa arată conopida mea gratinată. Am scos-o din cuptor. Momentan este foarte fierbinte. O să-ți las în descriere dimensiunea care o are iena. Vreau să-ți mulțumesc că stai alături de mine, că te uiți la filmulețele mele. Dacă îți place ceea ce îți prezint, poate îmi dai like, poate te abonezi la canalul meu de YouTube să vezi și alte rețete. Asta ca să mă ajut și pe mine să mă concentrez, să mai fac și alte rețete sănătoase, să gătesc sănătos. Ca să recapitulăm, am avut 600 de grame de conopidă, care am tăiat-o și a rămas sub 500 de grame. Am spălat-o bine. Buchețelele le-am spălat bine, le-am pus în apă fierbinte și le-am fiert 5 minute cu sare. Le-am scos de acolo, am pus buchețelele de conopidă în apă să rece în chiuvetă ca să opresc fierberea, după care
Le-am scos într-un strecurător, le-am stors și le-am pus pe o farfurie să absoarbă apa cu șervețel sub, prosopel de bucătărie sub. Nu știu să-ți spun dacă asta merge pentru 4 persoane, dacă tăiem așa și așa. Probabil că merge, sau doi copii, doi adulți și doi copii. Această conopidă gratinată se poate pune la frigider, se păstrează acolo, se poate încălzi la microunde și o putem servi. Este sănătoasă, sper să-ți placă rețeta mea. Eu când se răcește, o să o tai pe aici și încă o dată pe aici. Dacă vrei să fie mai moale conopida, o lași mai mult la fiert. În loc de 5 minute, o lași la 7 minute, dar să ai grijă să nu ți se facă mămăligă. Deci să fii foarte atent acolo unde fierbe. Și dacă vrei să ungi forma cu ulei sau cu unt, iarăși, dar dacă ungi cu unt, deja nu mai este chiar așa de, cum să zic, cu puține grăsimi, pentru că untul